Suntem alături de Vlad Ciobanu, un tânăr artist în vârstă de 6 ani. Ce mi-ai spus când mi-ai dat o astea? Niște ciocolate și o compoziție. O compoziție, dar mi-ai spus că n-ai venit cu mâna goală. Da. Auzi, numai bine vrei tu să urci pe treapta asta ca să fii mai înalt. Da. Haide, urcă-te. Mulțumesc. Ce vrei să te faci tu când vei fi mare? Vreau să devin actor, un președinte care să unesc România mare, un aviator și un reporter. Dar spune-mi, te rog, tu de la ce vârstă citești? De la 3 sau 4. Ai apărut la televizor, te știe lumea. Da. Și e plăcut? Da. Dar ce se întâmplă când te recunoaște lumea pe stradă? Păi mă laudă. Cum? Ce-ți spune lumea? Adică îmi spune că sunt bravo, îmi scrie comentarii. Așa. Că sunt bravo, spun poezia frumos. Câte poezii știi? Nu le mai număr. Nu știu, puteți dumneavoastră să vă uitați pe canalul meu de YouTube. Mai rupt. Spune-mi, te rog, atunci când ești tu singur și te gândești la ale tale, la lucrurile tale din cap, la ce te gândești? Ce te frământă pe tine ca tânăr artist? Mă frământă ca să fiu liniștit, adică să fiu cât mai responsabil și cât mai deștept. Și ți iese? Da, mi iese. Spune-mi, te rog, ce poezie ți-ai ales pentru astăzi? Rugăciune pentru 1 decembrie, de Adrian Păunescu. Noi toți, cei pe care îi vezi aici, când am început emisiunea, acum vreo 2 ore, am făcut câte o urare României. I-am urat ceva, ca și când ar fi ziua ei, pentru că ieri. Eu m-am uitat la televizor. Așa? Da. Și tu ce urare i-ai face României astăzi de ziua ei? Eu i-ai face României să fie bucuroasă și să aibă mult succes. De ce vrei să faci tu România mare? Ce înseamnă asta? România mare, înainte a fost România mare și președintele a despărțit-o și eu vreau să o unesc înapoi. Dar tu de unde vii? Din Chișinău. Și ți-ar plăcea să poți să circul mai repede între Chișinău? Da. De ce? Ce ți-ar plăcea să faci? De ce vrei să unești România? Îmi place când călătoresc și văd unei oameni noi și aflu mai multe lucruri. Doamnelor și domnilor, show-ul nostru se apropie de final. O să rog pe colegul meu să mă însoțească. Să vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care au participat la acest show. Îți mulțumesc și ție, Vlad. Mulțumesc echipei care s-a chinuit atât de mult cu plăcere și cu zâmbet și cu bucurie. A fost o emisiune făcută din suflet pentru un an întreg. La anul pe vremea asta, poate Vlad va veni din nou la noi și va alege altă poezie. Deocamdată însă să ascultăm pe cea pe care a ales-o el pentru astăzi. Vlad, te ascultăm. Camerele sunt așa cum am stabilit noi. Știi? De cum? Da. La a treia să mă uit. Așa o să faci. La mulți ani, România, la mulți ani, români! La mulți ani! La mulți ani! Ne iartă, Doamne, ura și gâlceava, de care suntem zilnic vinovați. Dar către tine, tulnicul sunava, să-ntorci privirea ta către Carpați. Prea mult abandonați acestei toamne, nu mai avem în vatra casei foc. Mai dă-mi un pic de amintire, Doamne, răbdare și iertare și noroc, căci pentru vite nu mai sunt nutrețuri și așteptăm o pâine din import, când bietul om s-a prăbușit sub prețuri și sufletul în el e aproape mort. Ne-am despărțit în triburi și în secte, în cluburi, în partide și în găști. Iubirile directe sunt suspecte, dorești succes, învață să urăști. Dușmanii nu puteau să ne condamne, cum noi pe noi ne-am condamnat la rău. De ce să mai venim la alba, Doamne?
când e negustorit și Duhul tău. Și totuși, Alba Iulia există. Și totuși, cineva i-a dat un rost. Și a fost și atunci pornirea anarhistă. Și Dumnezeu tot ocupat a fost, cu grohotiș pe tălpi și brumă în gene, să învingi un vechi și tragic handicap și în onoarea Albei Apusene să-ți scoți căciula dacică din cap. Se aude Basarabea cum plânge de dorul țării mari pierdute în veci și în clopote e treaz. Același sânge și aceiași ochi imperiali sunt treci. Și nu-i Emilian la catedrală, uzurbatorii lui lucrează calm. Nici umbrele din somn nu se mai scoală, nici nu mai cântă doctor Iacob psalm. Și ne-e dor de o sfântă sărbătoare în care toți să ne adunăm aici. Și ne-e dor de România mare și am rămas îngrozitor de mici. Dar, Doamne, pune-ți pe cetate talpa, mai dă-ne harul unui gest postum, mai cheamă-ne, mai rabdă-ne la Alba și să mai încercăm, măcar acum. Bravo, mă!